Wow! Uitați-vă! Oh my god! Fugim? Băi, dă putere chestia asta! Ok, e prea de tot. Vine pe noi? Vine pe noi, fugi! Salut și bine-vangzii la un nou joc pe canal, ăsta se numește Ciu-Ciu Charles și este vorba despre jocul Full și dacă vă uitați la acest episod până la final, veți vedea chiar și finalul jocului pentru că episodul ăsta cuprinde tot jocul, da? Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte jocuri de acest gen. Hai să vedem despre ce e vorba, aștept jocul ăsta de foarte mult timp, așa că îi dăm drumul și să vedem cum e. Eu nu sper să fie mișto, am intrat la început în el doar ca să testez puțin apele, să văd cum e sunetul și toate cele, dar nu m-am jucat în detaliu, așa că vom descoperi jocul acesta împreună. Iar pentru cei ce nu știu despre cine e vorba, e trenul acela mâncător de oameni. Da, rămâne de văzut. Deci e vorba de o insulă pe care te poți duce și poți să dobori această creatură. Pentru că dacă dobori această creatură, se va întâmpla ceva. Nu știu exact ce. Dar avem poza cu Ciu-Ciu Charles aici. Ia uitați-o. Sper că ești pregătit. Bă, nu știu ce să zic. Aș fi un piculeț mai pregătit totuși dacă fiecare dintre voi ați apăsat pe butonașul de like. Fiți atenți. Voi număra până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții pe acel butonaș de like. Pentru că ne jucăm acest joc exact în momentul în care s-a lansat și sper să vă placă, da? Așa că hai să vedem. 1, 2, 3 și like. Gat. Sper că ați apăsat și voi acolo și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Am ajuns pe insula unde se află Ciu-Ciu Charles. Ok, stai aproape de mine. E interesant totuși că... Ia stai. Uite, ai open world, adică te poți duce unde vrei să faci ce vrei. E destul de complex. Dar totuși, în episodul acesta, îl vom completa, ok? Avem nevoie de ceva? Nu, trebuie să-l urmăm pe el. Ok, momentan arată destul de creepy. Trebuie să recunosc. Și dacă cumva Ciu-Ciu Charles vine pe aici prin zonă, n-aș vrea să stau aici. Unde-i trenul ăla pe care l-ai? Ah, cred că acum mergem să luăm trenul abia. Suntem la începutul jocului, da? Trebuie să înțelegem chestia asta. Nu avem încă trenul disponibil la orice oră. Da, uite, asta este un fel de zonă în care ține trenul, cred că. Ok. E închisă. Găsim o metodă de a intra acolo. Vezi dacă e ok. Vezi dacă e ok. Aha. Da, e un fel de mini tutorial. Vrea să te învețe jocul, să te învețe ce trebuie să faci. Dar, na, dacă te-ai mai jucat jocuri, cu siguranță știi care-i trebușoara. Avem cheia aici. Și hai să vedem. Pe I avem inventoriu. Dar cred că-ți folosește cheia automat în momentul în care te duci. Da, folosește cheia automat. Și ăsta este trenul pe care noi îl vom avea împotriva lui Ciu-Ciu Charles. Fiți atenți, aici poți să-ți upgradezi. Am văzut în trailer cât de tare e. Aici, poți să-ți vopsești altă culoare trenul, lol. Și acum ce trebuie să fac? Open the map. Trebuie să selectez o locație, cred. Așa? Sau trebuie să-i dau înainte? Bă, nu pot să-i dau înainte. Abia acum putem să mergem pentru că a venit ăsta aici. Hai, dă înainte. Bă, trecem direct prin... Ok, trecem prin perete. Ok. Oh, nu, nu-l chema pe Charles aici, te rog eu. Ce? E aici! Oh my god, e chiar aici! Oh my god! Ok, nu-i bine deloc ce se întâmplă. Bă, l-a luat pe ăsta! Din prima! Îl mănâncă! Oh, nu! Da, și-ți face overheat la armă. Ce s-a întâmplat? De ce s-a oprit? Dă-i înainte! L-a mâncat pe ăla! Glumești, nu? Doamne, din primele minute ale jocului! Și noi unde mergem acum? Using the map. Ok, deci văd aici harta și văd că avem două destinații, dar avem required mission. Deci sunt aceste misiuni pe care trebuie să le faci obligatoriu. Required mission. Bă, poți să dai zoom in foarte, foarte mult. Ok, să sperăm că nu mai dăm de Charles pe aici prin zonă. Ia, e ceva aici. O secundă că...
Ok, Charles, să nu vii. Nu știu cum scot hintul ăla de pe ecran. Gata, am găsit, era pe tab. E ceva pe aici ce mi-ar folosi? Da, bănuiesc că nu. A început și ploaia. Da, ce puteți să mai zic? Hai să mergem! Nici nu mai avem ajutoare? Avem zero scraps? Viața trenului este la 72%. Și sincer să fiu, cred că o să mergem încolo. Deci tu ai mai multe direcții prin care te poți duce. Jocul ăsta va fi, sau episodul acesta va fi mai lung. Deci stați aici până la final dacă vreți să aflați ce se va întâmpla, bănuiesc. Aici trebuie să punem frână. No, că se duce greșit, înapoi. Du-te înapoi, du-te înapoi. Și aici trebuie să schimbăm ăsta. Doar că nu pot să-l schimb sau l-am schimbat. Ia, dă-i înapoi. Da, gata, uite, acum arată săgeata. Hai că ne prindem noi, nu e așa de greu. Doar că oricând, la orice oră, bănuiesc că poate să vină domnul Charles pe noi, nu? Sunt pregătit aici, dar știu că poți să-ți iei și alte arme în jocul acesta. Momentan nu le avem. Dar pe măsură ce o să avansăm, o să-l avem. Și uite, avem aici un NPC cu care putem să interacționăm. Și imediat ce ajungem la el, să vedem dacă ne dă o misiune și dacă ne dă ceva scrap. Că tu ai nevoie de acel scrap ca să se upgradezi trenul. Pentru că dacă nu ai scrap, nu poți face nimic. Uite, totul necesită scrap. Hai să vedem ce se întâmplă aici mai exact. O să punem o frână. Frână. Bună ziua! Ok, am auzit că vii. Mi-a zis, mi-a dat ceva, cred că și mi-a dat pe hartă ceva. Patch the scraps. Fiți atenți că avem o zonă aici. Și trebuie să spui punct acolo. A, e chiar în casă. Da, pentru că suntem la început și aici la început vă dați și voi seama că nu o să fie foarte dificil. Da. Faptul că poate să vină Charles oricând pe tine. Ia uite cât scrap avem aici. Mi-l dă mie oare? Păi dă-l încoace tăticu că îmi place scrap-ul. Gata. Am luat scrap, mission complete. Și a, nu trebuie să mai vorbim. Cred că atât a fost. Da, și acum pur și simplu ne întoarcem la tren. Și practic asta e gameplay loop-ul. Și la ce mă refer? Adică te duci, faci misiunea, trebuie mai departe. Doar că astea sunt opționale, adică te duci dacă vrei. Astea sunt cele importante. Iar astea sunt misiuni în care îți primești arme, dacă le completezi. Pe noi ne interesează să facem ăsta de aici. Punem aici un pic de frână. Și știi ce? Ia să punem noi pul viață. Și ce vreau mai exact? Vreau viteză. Ok, vreau să fie mai rapid. Da. Vreau și damage, dar vreau și armură. Aș fi vrut de toate, dar din păcate trebuie să alegi. Și hai să vedem, asta este required, adică trebuie să-l faci neapărat. O să trec peste dialog, că nu mă interesează foarte tare, oricum ne arată gen misiunea unde e. Și dacă ne uităm noi pe hartă acum, ne arată că avem de ajuns în această mină. Deci asta e neapărat necesar să facem. Însă, avem un alt NPC care ne dă o armă. Și avea nevoie de arma asta, așa că hai să mergem rapid, rapid de tot la el. Să vedem misiunea lui. Că dacă e tot în drum. Bă, se aude ceva? Sper că nu. Ce se întâmplă aici? Da, vedeți că sunt tot felul de baze și chestii, pentru că oamenii trăind pe această insulă și-au făcut tot felul de apărători față de monstru, că vă dați seama că îi urmărește monstrul ăsta peste tot. Și acum dacă mă uit pe hartă, ăsta mă trimite chiar lângă, deci e aproape. Punem aici punctul și hai să mergem să vedem unde ne trimite mai exact. Și bineînțeles că dacă mai găsești scrap, te duci să iei. Văd că ți-i damage foarte ușor în momentul în care faci sărituri. Să avem grijă. Hai de aici. Asta a fost. Asta a fost misiunea, oameni buni. Ce să mai zic, misiuni foarte, foarte ușoare, trebuie să recunosc, dar îmi place, nu e rău. Bug spray acquired. Deci spray de gândaci. Hai să vedem despre ce e vorba. Că ar trebui să ne dea o armă nouă în trenul nostru. Spray de gândaci. Fiți atenți. Flamethrower. Păi așa mai vii de acasă, sincer. Așa mai vii de acasă. Bun, dă-i înainte. Și trebuie să mergem în următoarea locație. Ne-a trimis aici. Hai să vedem. Faza e în felul următor. Noi nu avem arme în afara trenului. Nu ai nimic cu care să te aperi în cazul în care găsești inamici. Și știm bine că există inamici în jocul ăsta pentru că i-am văzut în trailer, iar ei sunt înarmați, iar noi nu.
Și nici nu ai arme, de niciun fel. Deci o să trebuiască să le facem față în felul ăsta. Între timp, trebuie să avem grijă și de Charles, care umblă și el pe aici. Hai să mai luăm ce scrap mai găsim prin zonă. Charles nu veni acum, că... Sincer să fiu, n-am nicio apărare dacă vii acum. Ok, luăm și de aici. Ia să vedem ce mai găsim pe aici prin zonă. Chestii bune. Letter. Bă, avem două direcții. Ia uite un chest. Îl încoace tăticu. Bang, bang. Interesant sistem de lockpick. Și bineînțeles, dacă ați ajuns până acela episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment, pentru că ne jucăm jocul full. Ciu-ciu Charles, nu mă gândeam că o să zic asta prea curând, dar da, este jocul full și putem să-l și terminăm. Și chiar asta o să facem în episodul de azi. O să terminăm tot jocul cap-coadă, indiferent de cât de mult durează, noi vom termina jocul. Nu știu unde trebuie să mă duc. Oh! Astea sunt ouăle de Ciu-ciu Charles. Aud pe cineva că fluieră. Vedeți? Ăsta e înarmat. Trebuie să nu te vadă. Și acum ne întoarcem înapoi la tren. Cam asta ar fi ideea. Și... Nu știu exact ce faci cu aceste ouă, dar știu că sunt mai multe. Trebuie să le colectăm. Deci ăsta e abia primul. Primul a fost relativ rapid. L-am luat, am plecat. N-am avut prea multă interacțiune cu aceste caractere. Sunt curios ce se întâmplă dacă mori în jocul ăsta, pentru că... Dacă în alte jocuri te respawnezi... Îți pierzi iteme. Uite și în Minecraft dacă mori. În jocul ăsta îți pierzi itemele? Ce se întâmplă? Te responează la tren? Nu știu, asta ar fi cea mai logică chestie, dar... Ia stai că am văzut ceva aici. Bă, că trebuie să te uiți. E scrap peste tot. Deci peste tot. Și dacă nu-l iei, nu poți să upgradezi trenul cum trebuie. Aș fi vrut, nu știu, să investim în armură. Tare mie că o să vină pe noi Charles în curând. Și noi n-avem armura făcută. Dă-i înainte. Hai să dăm armură puțin. Ok, atât am avut. Asta a fost tot. Nu mai am. Bun. Deci am făcut misiunile de aici. Următoarele misiuni importante. Oh, tocmai aici. Și avem chiar două, una lângă alta. Plus un NPC aici cu ceva opțional. Ok, mai este ceva aici pe care am putea să-l facem. Este ceva tot așa opțional. Ok, hai să-i dăm înainte. Mereu e o problemă la chestiile astea, pentru că trebuie să pui frână. Și în timpul ăsta, dacă vine Charles, nici n-am vreun semnal de alarmă că vine. A venit la început și după asta habar n-am. Văd că nu mai vine momentan. Dar cred că poate să apară oricând. Așa că să nu avem încredere că va veni sau nu va veni. Va veni, cel mai probabil. Ajungem către un nou NPC de ăsta care trebuie să ne dea o armă. Să ne asigurăm că nu vine Ciuciu pe aici. Ciuciulică, stai acolo. O, îmi place arma asta, ia zi. Ce vrei pentru ea? Te că ar trebui să ne dea o misiune undeva. Ok, deci ne-a dat aici. Trebuie să mergem în bunker aici, să facem ceva pentru el. Și pe asta o să ne dea arma respectivă. Mergem pe jos până acolo? Nu, nu avem șanse. Ok. Dar până una alta. Hai să uităm și aici. Stai, aici e misiunea... Ok, asta e misiunea required. Deci asta trebuie să o faci obligatoriu ca să poți să progresezi povestea de la băiatul ăsta. Hai să vedem misiunea asta. Asta unde e? Oh my god! Ok. Deci practic mergem aici prima dată, facem asta și pe asta ne ducem direct în partea cealaltă. Ați văzut cât de departe trebuie să ajungem. Dar bineînțeles mai luăm tot scrap-ul ăsta pe care îl mai găsim pe aici prin zonă. Plouă destul de tare. Și dăm bătaie. Îi dăm bătaie înainte. Suntem pregătiți, Ciuciu, oricând vii. Noi suntem aici pregătiți. A, și pot să-mi colorez acum verde. Uite, mi-am făcut trenul verde. Ce tare. A, și poți să-l faci ce culoare vrei tu. Ok. Pare ciudată zona asta, așa, nu știu. Pus frână. Pare o zonă în care Ciuciu ar veni. Avem TNT-uri, am găsit TNT-uri. Trebuie să recunosc, pare ca și cum ar fi o zonă în care ar fugări Ciuciu pe aici. Și sper să n-am dreptate. Ah, ok. Asta sigur o să facă gălăgie. Oh my god.
Ok, trebuie să mă dau cu astea? Nu. A, trebuie să dai ăsta să se ducă acolo jos. Oricum Ciuciu nu încap aici. Ok, eram prea aproape. Acum putem să vedem ce se întâmplă. Mă responează la tren. Și mi-a 3 scrapuri de fiecare dată când mă responează. Eram prea aproape? Era destul de departe. Aha. Asta le vroia de aici. Return to... Ah, gata. Deci misiunile sunt foarte simple. Du-te și ia chestia aia. Vino și adu chestia aia. Practic despre asta este vorba. Ce e puțin nasol e faptul că nu ai nicio armă ca și jucător. Singurele arme sunt de pe tren. Deci dacă tu te îndepărtezi de tren și ați văzut că sunt misiuni în care trebuie să te îndepărtezi, că n-ai să faci, ești, ești fără apărare. Ceea ce îți dă așa o senzație de frică. Că nu știi exact dacă o să mori, că nu știi dacă te... ai cu ce să te protejezi. Dar noi trebuie să aducem astea aici. Corect? Să vedem, aici erau? Aici erau. Bă, ce s-a auzit? Ciuciulică, nu veni încoace. Vreau arma asta, dă-mi eu. Gata. Astea cred că sunt rachete ceva. Acum arătau. Ia să le vedem. Astea sunt? Ho-ho-ho-ho-ho! Bine! Dar cred că să... Dar n-am văzut să scrie dacă sunt limitate sau nu. Cred că avem nelimitate. Cred că avem o problemă. Vine Charles după mine, îl văd de la depărtare. Uitați-l. Stai așa că o să îmi pun flamethrower-ul, cred că mai degrabă. Și că l-am văzut. Stai o secundă. Frână. Hai să văd dacă chiar vine. Bă, chiar vine, dă-i înainte. Dă-i înainte! Oh my god! Pleacă de aici. Are o bară de viață. Ok, asta e o problemă. Asta e o problemă. Asta e o mare problemă. Ia de aici. Ia de aici, băiete. Oh my god. Trebuie să-mi țin trenul în viață. Și pe mine. Ăsta mușcă din trenul meu? Da. Răspunsul este da. O să pleci? Oh my god. Deci muniția este infinită, dar noi avem treaba acolo. Muniția este infinită, dar viața trenului tău nu este. Noroc că am avut scrap la mine să repar trenul. Doamne ferește. Am ajuns într-o zonă în care trebuie să luăm niște de-astea, să le punem aici. Siguranțe sau nu știu ce-o fi. Și trebuie să le dai drumul într-o anume ordine. Și ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Perfect. Ce se aude? Nu-mi zic că vine Charles aici acum. Și mi-a dat scrap. Și așa faci jos de scrap. Bine, așa faci jos de mult scrap. Pentru că ați văzut și voi, scrap pe hartă există. Îl găsești random în timp ce mergi. Dar câte o bucată, două, nu te ajută cine știe ce ca să faci upgrade-urile. Că ați văzut și voi, upgrade-urile costă din ce în ce mai mulți bani. Bine, scrap, dar înțelegeți voi. Deci, da. Acum, eu am mai făcut câteva secundare ca să mai fac rost de scrap. Dar noi trebuie să mergem neapărat la misiunile principale și la alea cu arme. De acolo faci rost de ce e important. Asta e închis. Îi dăm așa și mergem. Suntem destul de aproape de locația asta. Ia să vedem. Chiar aici. Și mai avem încă două required-uri aici. Și una cu armă. Și cred că o să oprim chiar aici. Frână. Pentru că văd deja un chest care mă interesează. Plus că mai sunt și chestii pe aici, dar... Oh, bine așa, frumos. Îmi place când găsesc loot o grămadă în jocuri, știi? Mai ales când e loot de ăsta care e foarte puțin. Aud pe cineva care fluieră. Am zis că-s de-aia pe aici, cred că sunt. Cred că sunt, dar nu știu unde sunt. Ok, habar n-am de unde se aude fluieratul. Dar hei, dacă nu m-a văzut, e bine. Și având în vedere că am ajuns într-o zonă de asta, trebuie să facem rost de încă un ou. Doar că în fiecare zonă văd că e diferit. Deci o să trebuiască să căutăm probabil pe aici. Ar avea logică. Ok. Oh my god. Ok, ok. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Poate nu vine aici. Oh my god. Bă, ăștia au mască de... Ați văzut? Au mască cum e fața lui ăsta. Ok, nu știu ce am făcut acolo, dar am făcut ceva.
aici avem ceva închis. A, vine ăsta după mine, uitați-vă și voi. Ha, mă, glumești? Deci asta vă ziceam eu. Oh, aici e. Asta vă ziceam eu. Da, bineînțeles. Că nu ai cu ce să te aperi. Hai, poate îl iau de data asta. L-am luat. Și acum, unde fugim? Întrebare. Ok. Oh my god, ăla e chiar acolo! E o senzație așa, știi, când nu poți să te aperi? E o senzație nasoală. Bă, nici n-am pe unde să mă duc. Oh my god, glumești? Glumești, nu? Fugi! Fugi, fugi! Nu, niciun hei, lasă-mă! Să vezi unde ajung eu la tren. De ajung eu la tren, ce-ți fac? Ok? Atam, să zic. Hai să regreți. Puh, am completat. No, că afară mai sunt și alții. Am auzit mai multe voci. Trebuie să fugim, trebuie să fugim, trebuie să fugim. Nu, niciun catch-em. Unde-i trenul? Oh my god, trenul e mai departe. Ok, băieți, veniți după mine, veniți, hai să vă arăt ce am aici la tren, ia să vedeți. Da? Pă bune zici? Pă bune zici? Aha, aha, care mai vrea? Care mai vrea să se pună cu mine? Doamne, așa ceva, bun. Avem al doilea ou și încă un required mission aici. O să trebuiască să oprim la... Bă, ce zonă e asta? Am văzut cu niște steaguri, cred că steagurile lor, cred că-s bazele lor aici. Am văzut niște scrap, dar nu m-am oprit la timp. Aici totuși ne oprim, că aici de obicei găsești mult. A, am găsit doar două bucăți. Avem 21 de scrap. Damage, ne-am un pic de damage și restul păstrăm pentru reparații. Pentru că, na, ai nevoie și de reparații în jocul ăsta. Bă, dar m-am dus prea departe, m-am dus la ăsta, la altul. Hai să vedem ce misiune are pentru noi. Aici e o clădire. Poate primăria ar fi fost aici, da? Abar n-am. Mai avem niște scrap pe jos. Bună ziua, domnule. Cu ce vă pot ajuta în acest joc? A, ia să vedem. A, să punem ceva bombe, pentru că e un pod acolo. Știți că am trecut pe podul ăla. Și dacă vine Ciuciu Charles pe acolo, se va întâmpla ceva magic cu Ciuciu Charles. Ceva absolut superb. Acum să sperăm că nu vine cât stau eu aici și pun astea. Hai să vedem unde trebuie să le pun. Uite, placed. Aha, avem 8 bucăți. Eu sunt curios, el ar putea să coboare pe aici pe jos? Că nu cred, nu? Tehnic vorbind, nu cred. Stai să luăm și astea de pe aici. Iar el nu va vedea că eu am pus aceste bombițe. N-are viziune aici. Hai să văd unde n-am pus. Aparent mai am de pus, dar nu... A, uite aici. Aici încă una în partea cealaltă și cred că am terminat. Gata, mă. Suntem pregătiți. De Ciuciu. Dacă e să vină. Îi dăm, îl rupem. Doar că... Deci ne întoarcem aici pentru că ne dă și scrap. De fiecare dată când faci o misiune de asta, chit că e o misiune de poveste, din ce știu eu, îți primești și scrap. Și avem nevoie foarte mare de scrap. Mulțumesc. Da, uite, mi-a dat plus la inventory. Asta înseamnă că mi-a dat ceva. Bun. Și acum, hai să ne uităm pe hartă. Finish it. Zice că poți să termine aici. Summon Charles. Am înțeles. Deci aici trebuie să vii când ai toate ouăle și îl vei rupe în bucăți pe Charles. Dar n-avem încă tot ce ne trebuie. Deci de asta trebuie să te duci să colectezi tot ce ai nevoie de la misiuni și pe aia te duci acolo. E mișto sistemul ăsta de open world. Trebuie să recunosc, e foarte, foarte mișto și unic. Adică jocul în sine, nu neapărat sistemul de open world, cât jocul în sine e unic. Faptul că te urmărește un tren mâncător de oameni și nu știi când vine, e random. Să și-a pus aici sârmă ghimpată. Oh! Ce chestia aia, că sunt interesat. Ia să vedem. Mi-a dat-o? Mi-a dat-o de... ok. Trebuie să facem ceva pentru ea, cred că. Retrieve the parts to complete the gun. Ok. Să vedem dacă facem chestia asta. Nu sunt sigur încă. Că nu ai nevoie de toate itemele. Adică... Na.
Și următoarea misiune este chiar aici lângă. Hai să vedem. Asta e required. De asta ai nevoie. Stai că e și ceva aici. Hai să... să luăm totul. Bă, asta e, aici e puțin creepy zona asta, dar... n-are nimic. Ne descurcăm noi. Ne descurcăm noi pentru că trebuie să luăm tot scrap-ul de care... sau pe care îl găsim. Ok, Charles. Nu-ți fă apariția pe aici că nu te vrem. Nu te vrem. Noi mergem în drumul nostru, tu mergi în drumul tău. Până... chiar aici avem treabă. Ia să vedem. Ăsta trebuie să ne dea următorul ou, cred. Așa, asta ar fi toată treaba. Ia, unde trebuie să mă duc? Ok, deci practic ambele misiuni sunt destul de apropiate, dar ne vom duce pe cea principală mai întâi. Pentru că fără misiunile principale nu poți să termini jocul, nu poți să finalizezi povestea. Și data trecută a fulgerat așa înainte să vină Charles. Nu știu, să fie un semn ăsta? Ei bine, aici o să trebuiască să separăm, să ne ducem în stânga și pe aia în dreapta. Stânga-dreapta, ok. Bun, sper că nu vine ăsta pe aici. Să ne încurce. Punem și noi să avem full viață. Nu mai upgradez nimic, îmi păstrez din scrap. Un pic de frână și aici avem nevoie de stânga. De ce nu sunt astea niciodată setate cum vrei tu să fie? Mereu trebuie să mă dau jos să le pun eu. Ei, uitați-vă și voi. La fiecare dintre ele a trebuit să mă dau jos. Bă, nici măcar una n-am nimerit să fie, da, frate, în direcția aia vrei să te duci. E ghinion, îți dai seama că, na, sau poate chiar spuse intenționat, habar n-am. Dar ideea este că aici e o bază de ăstora. Ia uitați-vă. Mamă, faptul că poți să dai zoom și să vezi, gen, nu e o poză harta asta, e gen, e harta cu totul, vezi? Aici e problemă pentru că e baza lor. S-ar putea să o încurcăm. Trebuie să dau repede de manetă și să fug. Da, uite, bază întreagă. Deci ei aici vor să mă duc dacă e să iau arma aia. Mult noroc să mă duc acolo. Cred că e plin de aia. Jocul se așteaptă cumva ca tu să... să-i dobori pe toți. Bă! Lumești! Dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i bătaie. Unde e, mă? Da, vedeți ce vă zic? Se așteaptă să-i dobor pe toți? Tu neavând arme! Se bazează simplu... pe simplu fapt că ai trenul? Și na, ia trenul și descurcă-te. Sper că nu vină aia. Ia să vedem. Deci noi avem de intrat... băi, suntem aproape de baza asta, dar trebuie să recunosc, suntem chiar destul de aproape. Da, e chiar acolo. Parcă intrăm din nou în bunker. Ia, ce ne mai așteaptă aici? Cred că e din ce în ce mai greu, adică... ați văzut că primul bunker a fost relativ simplu. Adică am intrat și deja era oul acolo unde aștepta. Ei bine, aici... a, e unul cu arma acolo, că l-am văzut deja. Păi bun, și... întoarce. Are de gând să vină aici? Asta e întrebarea. Nu știu dacă mă vede dacă stau aici. A, nu vine aici. Hei, alo? Nu m-a văzut, culmea. Oh my god. Sunt mai mulți, sunt foarte mulți. No, e plin de ei. Nimeni nu e aici. Lasă-mă în pace. Să-i de mane. Mamă, ce m-am speriat. Bă, mă sperie mai mult ăștia decât Charles, sincer vă zic. Adică, oh nu. Trebuie să luăm un shot, trebuie să luăm un shot, n-avem ce să facem. Am zis un shot, nu două. Uite oul. Dacă îl iau și mor, mă răspunează la trend, deci tehnic vorbind, ajungem mai repede. Da, vezi tu că vine ăsta aici și... dacă îmi dă boost. Îmi dă boost, nu mai pot încă una de asta. Salut, băiatu! Salut! Am plecat! Ne mai auzim noi! Bă, sunt mulți! Că aud multe fluierături! Unde-i trenul? Oh my god! Trenul e super departe. Îl văd. Hai că ajungem și la tren. Avem cele trei ouă. Și acum întrebarea e în felul următor. Mergem să finalizăm jocul doar atât?
sau să mergem să facem roșii de armaia. Eu aș putea să încerc să-l finalizez. E posibil să ai nevoie de mai mult de atât. Ok? Ca să finalizezi jocul. Pentru că ei îți dau acolo gen, da, finalizează când vrei tu jocul, dar posibil să nu ai, să nu te țină chestia asta, știi? Uite, finish it, e chiar aici. Și noi trebuie să mergem în dreapta. Fiți atenți că default-ul e în stânga. Da, exact. Nu, e intenționată treaba, n-are cum să fie la toate așa. Ia. Îi dăm așa. Nu, no, te-ai dus prea departe, dă-te înapoi puțin. Și acum înainte. Hai să vedem, băi, eu încerc. Dacă e să nu meargă, mai fac eu niște de-astea off-camera, niște misiuni. Acum, ce să zic, dacă tot mi-a dat opțiunea și tot e aici lângă noi, nu-mi zi, mă, că și aici ați dă ăștia. Glumești! Păi, deci chestia asta, faptul că n-ai cu ce să te aperi, e super, super enervant. Ce să vine aici? Băguiește-te! Băguiește-te acolo! Ei, trenul are puțin HP luat. Deschide, deschide, deschide! Am făcut-o! Ia! Ok, deci dintr-o dată a uitat toată lumea de mine, deși ăla era în spatele meu. Dar avem cele 3 ouă de Ciu-Ciu Charles. Și dacă le punem aici, se va întâmpla ceva. Hai să vedem ce. Unul l-am pus. Da, deci pentru că e cutscene, au dispărut ăștia de lângă mine, dar... Ok. Nu știu dacă exista vreo armă pentru, pentru player, dacă v-ați juca voi. Ia! Dă-te de acolo, nu știi ce faci. Nu pune acel ou. Tu și cu echipa ta, credeți că mă impresionați? V-ați făcut măști ca Ciu-Ciu Charles. Credeți că mă impresionează chestia asta? Ia bagă ouă ăla acolo. Mamă, tăticule, l-am sumonat. Nu, ce faci? Ne-ai distrus pe toți. Wow, uitați-vă cum vine. Oh my god. Fugim? Băi, dă putere chestia asta. Ok, e prea de tot. Vine pe noi. Vine pe noi, fugi. Fugi, doar fugi, doar fugi. Nu mai sta nici măcar o secundă. Oh my god, mănâncă oamenii. Wow. Fugi. Dă-i cu fuga, dă-i cu fuga, dă-i. Ok, acum e bătălia finală. Cred că un boss fai ceva, nu? Oh my god. Ok, este Charles, dar cu mult mai multă putere decât aș fi așteptat. Și trebuie să schimb între arme, dar pare că asta e una destul de bună momentan. Ce face, mă? Devine mai puternic de atât? Oh, nu. Oh, asta e problema. Asta e problema că nu mai am de la de reparație. Uitați-vă câtă viață are. Ok, s-ar putea să fie un pic prea puternic. Deși trenul nostru e destul de bun, dar nu mai am scrapuri ca să-l repar. Deci de asta te pune să faci secundarele alea destul de multe. Pentru că uite și tu, mi-a stricat Charles trenul. Se devine și mai puternic. Ok, deci are mai multe stagii. Are mai multe stagii, dar noi nu mai avem scrap. No, și mă mănânc acum. Bă, măcar vedeți și animația de că te-a mâncat Charles. Măcar atât. Încercarea numărul 2, să vedem dacă o să reușim. Faza e că trebuie să fie și o strategie la mijloc. Eu am făcut rost de mai mult scrap, dar cred că o să trebuiască să schimb armele astea într-un fel, chiar dacă nu o am pe ultima. Pentru că vedeți că el se teleportează. În afară de faptul că acum mai are și electricitate. Adică, na, că nu era suficient înainte totuși. Așa. Dă-te aici, dă-i repair rapid, rapid de tot. De toate. Și dă-i cu asta acum. Asta fă că-l ține la distanță. Problema cu asta e că se termină destul de repede. Dar trebuie să schimbi între ele, știi? Asta la fel, face overheat și acum pui asta. Și dai cu niște rachete. Trebuie să faci switch-ul ăla între ele rapid, rapid de tot. Dar nu prea ai ce face. Hai că l-am nimerit puțin. Vedeți, e mai bine decât data trecută. Dar totuși, o să avem grijă la damage-ul pe care îl dă asupra trenului. Și trebuie să te duci repede să-i dai repair. Vedeți? Deci aici pe bătălia finală, neapărat să aveți suficient scrap. Altfel, o să vă rupă. Dar momentan avem destul de mult scrap și cred că ne ajunge până la finalul bătăliei. Depinde să văd dacă nimeresc. Dacă nimeresc, o să ne ajungă.
El devine destul de puternic acum pe final, vedeți? Și rapid, se mișcă dintr-o parte în alta. Cred că l-am rupt. L-am rupt? A, ajunge pe podul ăla pe care am pus noi bombele. Aha, ăsta era planul nostru de fapt. Fiți atenți la faza asta, papa, ciuciu Charles. S-a zis cu tine, băiete. Stai că mai e ceva. Mai e ceva acum după credits. Ce e asta? E ceva aici. Pare a fi o zonă sub pământ mai degrabă. Ai, unul din ouăle alea de ciuciu Charles. Credeam că le-am folosit pe toate. A, nu-mi zic că iese unul de la mic de aici. Nu-mi zic că iese un ciuciu Charles mic de aici. Cum ar fi? Dar asta e de fapt într-un nou de ăsta, nu? E unul mic. Eu văd că se mișcă. Oh, nu. Ce se va întâmpla? Stai, alea sunt ouă de ciuciu Charles? Glumești, nu? Băi, băiatule! Asta e... E zona lui, e casa lui aici. Pe el l-am distrus. Uitați-vă câte ouă a depus. Asta înseamnă că fiecare din aceste ouă egal un ciuciu Charles. Ok, urmează jocul al doilea, probabil. Da. Mă așteptam să fie mai lung puțin. Acum, nu pot să zic că l-am jucat pe repede înainte, pentru că am făcut și misiunile secundare, știi? Dar mă așteptam un piculeț mai lung decât a fost. A fost un joc foarte bun, mi-a plăcut, vi-l recomand, aveți link în descriere să vi-l luați și voi de pe Steam dacă vreți să-l jucați, pentru că na, atunci când te joci e o altă experiență față de atunci când privești un joc, plus că fiind open world, fiecare îl joacă diferit, știi, și e o altă experiență la fiecare player în parte. Dar, per total, mi-a plăcut foarte mult, o idee extraordinară, ne auzim data viitoare, pa, pa!